În primul rând, felicitări pentru rezultatul obținut la campionatul național de la Târgu Mureș. Este o bucurie mare, cred, și pentru tine, cât și pentru Gherla, pentru sportul gherlean, o performanță care nu se întâmplă în fiecare zi. Cum a fost la concurs? A fost bine, rezultat. A fost grea competiția, cum s-au prezentat ceilalți concurenți? Te-ai temut de cineva? Am avut și ceva emoții, un pic, dar așteptam la un loc cu 2-3, deci ai avut la locul 1-3, da. Se pare că am fost bun și am câștigat. Concursul de la campionatul național de la Târgu Mureș vine ca urmare a altor competiții la care ai luat parte până acum. De când ai început să practici acest sport? La ce competiții ai participat până acum și cu ce rezultate? Să concurez de anul trecut la Grand Prix de la Pro Nutrition. Am început, urmat de trofeul Hercule de la Oradea, locul 3, Cupa Sebastian. Acum urmează campionatul național de culturism, care se va ține la Reghin. Când o să fie? Luna aceasta, în data de 29 la Cluj Grand Prix și în 13 octombrie la trofeul Hercule Oradea. Cum au primit familia ta, prietenii tăi, acest mare succes al tău? S-au bucurat toți, m-au felicitat, primit telefoane, o grămadă. Sper să fie tot mai bine de acum încolo. Ok, îți dorim mult succes pe mai departe, felicitări încă o dată pentru acest premiu. Mulțumesc.